Mihai ai contribuit la prima victorie vreo două luni de zile. Da, mă bucur că am făcut un antrenament bun. Sper să fie de bun augur venirea lui Nasorin. Și de acum că o să ținem într-un șir de rezultate pozitive. Putem spune că victoriile ar putea aduce victorii? Întotdeauna. Victoriile, meciurile care nu le pierzi, îți dă un plus și de încredere. Și nu cred că la momentul actual ne lipsește lucrul ăsta. Mai este de lucrat? Este de lucrat. Întotdeauna e loc de mai bine. Mai avem o săptămână până la un meci foarte important și sperăm că împreună toți să strângem rândurile și să facem un meci foarte bun cu Călăciu acasă. Aveți emoții cu Călăciu, chiar dacă sunt peste voi în clasa, nu trec prin cea mai bună situație. Nici noi nu trecem prin cea mai bună situație și cred că e un meci de 6 puncte. Care îl jucăm acasă și trebuie să-l câștigăm. Te bucură revenirea lui Silviu? Mă bucură foarte mult pentru că Silviu este un jucător de valoare care cred că ne va ajuta și să nu uităm că a fost unul din oamenii de bază care a dus echipa asta în prima ligă. Pică CSU? Unde este pici? În Liga? Mulți cântă, dar cred că la sfârșitul campionatului ne vom situa în primele 10 echipe ale campionatului.